mac. Așa fac păsările. Eu vroiam să vă urez succes în noul an școlar. Succes, bădorele! Da, succesuri, succese! Succese, cum să zicem, începe... Era o idiotă, o fată simpatică, de când zicea succesuri. N-am cunoscut-o. Da, distracție plăcută la învățări, bineînțeles, că nu mergeți la distracție acolo. Da, succes în noul an școlar, să începeți cu bine și să-l terminați cu bine, cu note cât mai bune. Să și aveți... cu cât mai multe like-uri la noi. Așa, da, nu uitați și de canalele noastre, să vă uitați între timp și la noi. Și când mai vă rămâne timp între clipurile noastre, puteți să și învățați. Da. Și aveți grijă câți bani cheltuiți pe flori și pe rechizite. Nu mai cumpărați flori, sunt niște ființe care le omorâți. De fapt, bine, nu le omorâți voi, dar îi încurajați pe aia care le omoară să le omoare atunci când cumpărați flori, așa că nu mai cumpărați flori. Da. Un obicei foarte urât ăsta. Eu nu duceam, mi se pare că n-am dus flori la școală când începea anul școlar. Așa că mănânci o găină, trebuie să mănânci, că dacă nu moare ea, murim noi. Dar florile doar așa ca să le duci ca să fie frumoase și pe 3 zile să le arunce la gunoi oricum, e păcat de ele, sunt niște ființe vii. Ah, ok. Deci, mult succes, dragilor, în noul an școlar. Să luați numai 10, foarte bine, super tare, sau cum să... De la Modănelul și piruletele, da. Febeuri. Spuneți și voi la profesor să nu mai dea febeuri și de-astea și 10 și să fie calificative de genul super tare, demențial. Amazing! Da. Faze de astea, știi? Amazing, da. Mult succes în noul an școlar. Nu cred. De exemplu... Nota 4 sau ceva să fie, nu cred. Nu. Ok, mult succes. Că așa zic părinții atunci când văd calificativă și nota 4. Aha. Nu cred. Nu cred, da, iar te bat pentru 4 ăla. Urâtă bătaia, nu? Da, nu. Nu așa se educă un copil. Nu încurajăm cu bătaie. Da, fără violență. Exact, nu ne place violența în familie. Multă baftă, să aveți un an super. Bye. Alături de noi. O să pun niște poze după filmarea asta în clip cu școală. Mă rog, sper să vă placă. Îți place școala? Nu-ți place, dar este obligatorie. De, mie nu mi-a plăcut niciodată școala. Păi și eu am făcut de nevoie, ce să faci. Ai cineva care îi place școala? Există așa ceva? Facem de nevoie să avem un viitor bun, mai bun. Așa da. Se zicea, e cartea-i parte. Uh-huh. E cartea-i parte de muncă. Bye, o zi frumoasă!
Thank you.